Bună dimineața! Având în vedere că doamna Brudiu este indisponibilă azi, am să încerc să-i țin locul, drept pentru care, înainte de a declara deschisă ședința, am să supun atenției dumneavoastră faptul că între cele două ședințe ordinare am primit la registratura Consiliului Local o adresă din partea Partidului Național Liberal care ne informa Consiliul Local Tulcea că i-a fost retras sprijinul politic domnului Mihai Anatoli, drept pentru care pe ordinea de zi de astăzi veți avea ca proiect de hotărâre constatarea încetării mandatului domnului Mihai Anatoli. În aceste condiții, în acest moment, pentru că i-a încetat de drept, potrivit legii domnului Mihai Anatoli, mandatul de consilier, ca urmare logică, sunt 19 consilieri în funcție. În acest moment văd că sunt numai 10 prezenți, drept pentru care ședința este statutară. Pentru că domnul Anatoli era președinte de ședință, avem o procedură care stipulează că în cazul lipsei președintelui de ședință, al cărui mandat poate fi de 3 luni, dar poate fi numai pentru o singură ședință, am să-l rog pe domnul Gafar, decanul de vârstă al consilierilor în funcție, să deschidă lucrările ședinței. Domnul Gafar, vă rog. Bună dimineața, doamnelor consilieri și domnilor consilieri. Conform ordinei de zi, sunt pentru această ședință programate un număr de 21 de puncte. Conform acestei ordini, vă supun la vot aprobarea acestei ordine de zi. Completată cu materialele. Cu cele trei documente care le-ați primit în timpul în zilele trecute, săptămâna aceasta. Dacă sunteți de acord. Pentru ordinea de zi avem 10 voturi. Mulțumesc. În aceste condiții, cu atribuțiile limitate ale decanului de vârstă al Consiliului Local, vă supun la vot și primele două puncte ale ordinii de zi, urmând ca de la punctul 3 să se aleagă și un nou președinte de ședință prin încetarea mandatului celui care era. Deci primul punct ar fi aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 26 septembrie 2014. Cine este pentru? 10 voturi, mulțumesc. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Tulcea din data de 30 septembrie 2014. Cine este pentru? 10. Mulțumesc. Având în vedere că încetarea de drept a mandatului de consilier local, care este la punctul 3, se face și prin analiza Comisiei de Validare, rog Comisia de Validare să se retragă și să constate de drept încetarea mandatului. Rog, membrii Comisiei de Validare se pot retrage pentru a discuta elementele aflate la dosar, la proiectul de hotărâre. Însă vă rog să-mi permiteți să anunț câteva acțiuni următoare care o să aibă loc în urbe. În primul rând, conform obiceiului deja, cred că al șaselea sau al șaptelea, nu mi-aduc aminte, sâmbătă seară, în curtea Bisericii Trei Ierarhi, e vorba de biserica vis-a-vis de spital, știți foarte bine că în fiecare an primul pom de Crăciun, Trei Ierarhi, Sfânta Treime, ce scuze, în fiecare an primul pom de Crăciun care se aprinde în oraș, în seara Sfântului Andrei, este pomul din curtea acestei biserici, ocazie cu care invit pe toți cei care vor să participe la acest moment să fie alături de noi.
legat de pavajarea și pregătirea orașului pentru sărbătorile de peste iarnă, iarăși conform cutumei, știți că începând cu 1 decembrie, ziua Republicii, toată zona centrală și nu numai va fi luminată festiv, ca de fiecare dată și în fiecare an vrem să venim cu surprize, pentru că orice logistică și oricât de frumoasă ar fi, dacă în fiecare an este aceeași, la un moment dat intre cumva în cotidian. Și atunci noi ne-am străduit ca în fiecare an să venim cu altceva. Sunt convins că și anul acesta o să fie o pavazare specială și în condițiile în care am beneficiat de o reducere substanțială din partea societății comerciale care ne asigură acest iluminat festiv. Deci odată cu seara de 1 decembrie, zona centrală a municipiului și nu numai, va fi iluminată festiv, urmând ca cel târziu până ziua de miercuri, întregul sistem de iluminat festiv al orașului să fie în funcțiune. De asemenea, fac precizarea, iarăși conform cutumei, în semn de respect pentru celelalte minorități care știți că servează și pe vechi, sistemul de iluminat festiv în municipiul Tulcea va fi întrerupt pe data de 15 ianuarie, în așa fel încât să cuprindem și sărbătorile concitadinilor noștri care, repet, au un alt calendar de sărbătorire a acestor evenimente. Asta am vrut să vă anunț și vă mulțumesc. În ceea ce privește participarea instituțională la această sărbătoare, pentru că pentru ziua de 14 decembrie am fost solicitați de către Consiliul Județean ca împreună să organizăm aceste manifestări. Evident că am răspuns pozitiv. După care era o solicitare imperativă din partea Consiliului Județean ca același parteneriat să funcționeze și pentru data de 1 decembrie, în semn de respect pentru ceea ce înseamnă această zi și pentru cetățenii municipiului Tulcea. Am înțeles că imediat după alegerile prezidențiale, Consiliul Județean a zis că nu mai dorește să fie partenerul primăriei în ceea ce înseamnă aceste sărbători de 1 decembrie. Am luat ca atare această declarație și, din acest punct de vedere, singura instituție și este onorant pentru noi. Ar fi fost la fel de onorant dacă și colegii de la Consiliul Județean s-ar fi menținut promisiunea și solicitarea de a fi parteneri. Deci Primăria Municipiului Tulcea este cea care organizează spectacolul festiv pentru ziua de 1 decembrie în Piața Civii. Motivele pentru care Consiliul Județean nu mai vrea să fie partener, dacă doriți noastră să le aflați, vă rog să întrebați la nivelul acestei instituții. Mulțumesc! Către opinia publică și nu prin intermediul primarului, care toate motivele și toate aprecierile în acest sens. Vă rog, domnul primar. Mulțumesc, bună ziua! Pe data de 9 decembrie, la Teatrul Jean Balt, începând cu orele 18:30, va avea un loc un spectacol de datin și obiceiuri la care vor participa formații și cete de colindători din județul Suceava, Vaslui, Bistrița Năsăud și Cluj, alături de invitatul special Cristian Pomohaci și formații din municipiul și județul Tulcea. Deci pe data de 9 decembrie, pentru a marca sosirea sărbătorilor de iarnă, datin și obicei. Comisia de validare a întocmit procesul verbal, mă scuzați pentru întârziere. Componența Comisiei de validare este următoarea: Frândeș Claudia Alina, președinte, Vastin Ana, secretar, Gafar Cantemir, membru, Iordache Marcel, membru, Vizaur Lavinia, membru. Domnii Iordache Marcel și doamna Vizaur Lavinia sunt absenți, există însă cvorumul și Comisia de validare este statutară, fiind prezenți 3 membri din cei 5.
Lecturând raportul și expunerea de motive anexate proiectului de hotărâre, membrii Comisiei constată îndeplinite condițiile încetării de drept a mandatului domnului consilier local, Mihail Anatoli. Motivul încetării de drept înainte de expirarea termenului pentru care a fost ales constă în faptul că prevederile UG 55/2014 nu sunt aplicabile în situația domnului consilier local Anatoli Mihail. La data formulării declarației de obține acestuia, Partidul Reformator Liberal nu era înscris în registrul partidelor de pe lângă Tribunalul București. De asemenea, Comisia de Validare a luat act și de hotărârea numărul 126 din 18-11-2014 a Partidului Național Liberal privind pierderea calității de membru al acestui partid a domnului Anatoli Mihail. Drept pentru care, cu unanimitate, Comisia act de încetarea de drept a calității de consilier local. Semnăturile celor trei membri, acesta este procesul verbal întocmit, care va fi pus la dispoziția tuturor celor interesați. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președintă. Deși în unele doctrine acest proiect nu se spune la vot, pentru un formalism, să spunem specific balcanic, am să vă rog să votăm acest proiect. Cine este pentru? Vă mulțumesc, 10 voturi. Punctul următor pe ordinea de zi, domnul Gafar, vă rog. Am grăbit, am vrut să scap de, cum se spune acum la modă, de greutatea de pe umerii mei de președinte. Da. Mai e punctul 4, alegerea președintului de ședință, și după acest punct mă retrag în banca mea. Deci, dacă domnii consilieri au vreo propunere în alegerea președintelui. Vă rog, domnul Amplier. O propun pe doamna avocat Claudia Frandeș. Mai sunt cumva alte propuneri? Vă mulțumesc. Haideți să spunem la vot, cu excepția persoanei în cauză. Cine este pentru numirea ca președinte de ședință? Doamna Frandeș. 9 voturi pentru, vă rog. Doamna președinte în funcție. Vă rog. Pentru formalism, să o lăsăm să nu voteze. Doamna președintă, bună zi completată. Următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Teodorescu Mircea din partea Alianței Politice Uniunea Social-Liberală. Având în vedere că acest proiect implică din nou Comisia de Validare, îmi rog colegii să ne retragem pentru alte 10 minute să scriem procesul verbal și să luăm o hotărâre. Comisia de Validare Legală întrunită pentru discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, și anume validarea mandatului de consilier local al domnului Teodorescu Mircea din partea Alianței Politice USL. Membrii comisiei prezenți, doamna Frandeș Claudia Sevastinana și domnul Gafar Cantemir. Comisia constată că proiectul de hotărâre are ca inițiatori consilierii locali membrii ai Partidului Social Democrat, care nu numai că nu sunt prezenți astăzi pentru a susține inițiativa legislativă, dar nici nu au atașat niciun document care să ateste legalitatea acestui proiect de hotărâre. În expunerea de motive, în mod nelegal, se invocă prevederile articolului unic, alineatul 5 din ordonanța 55/2014, care și-a încetat aplicabilitatea din data de 17 octombrie 2014. În atare situație, pentru validarea mandatului de consilier local al domnului Mircea Teodorescu, sunt aplicabile dispozițiile art. 96, alineatul 9 din legea 67/2004, potrivit cărora, pentru validarea mandatului de consilier local, este necesar ca proiectul de hotărâre să aibă anexată confirmarea scrisă sub semnătură a conducerilor județene, ale partidelor politice care au constituit alianțele politice. Comisia constată lipsa oricăror confirmări cu privire la semnăturile filialelor din partidele care au candidat la acel moment la alegerile locale.
proiectul de hotărâre fiind atât inform cât și nemenționat corespunzător din punct de vedere legal, drept pentru care s-a încheiat procesul verbal în forma în care va fi pusă la dispoziția tuturor. Pentru a nu fi înțeleși greșit la ședința din septembrie, Comisia de Validare nu a validat proiectul de hotărâre pentru că acesta trebuia să aibă forma pe care o are astăzi, cu privire la Ordonanța 55/2014. Astăzi nu avem, așa cum am spus, la proiectul de hotărâre atașate semnăturile sub conducerea, potrivit conducerilor celor trei alianțe politice, și anume PNL, PSD, PC, astfel cum ar fi trebuit să fie potrivit articolului invocat 96 din legea 67/2004. Dacă acest proiect la acest moment ar fi avut aceste confirmări ale celor trei partide, nu ar fi fost nicio problemă, mandatul domnului Mircea Teodorescu ar fi fost validat. Vă mulțumesc. Următorul punct pe ordinea de zi și noi mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de organizare a activității de prevenire și combatere a înzăpezirii și poleiului din municipiul Tulcea pe timp friguros, în perioada noiembrie 2014-martie 2015. Sunt sesizate în fond comisiile 1, 3, 4 și 5. Comisia 1? Comisia 1, întrunită în două zile, conform regulamentului Consiliului Local, în datele de 25 și 26, formată din 4 membri, din care prezenți la ambele ședințe 2, respectiv domnul Gafar și domnul Șacu, și având în vedere că alți doi membri nu s-au prezentat, propune să se dezbată acest proiect de hotărâre în plenul Comisiei, fiind o formă de balotaj. Da, mulțumim, va decide plenul Consiliului. Comisia 3? Comisia 3, dacă îmi permiteți, este o problemă de neprezentare. Ședința n-a fost legal constituită. După cum știți, Comisia numărul 3 a fost inițial alcătuită în 3 membri, prin demisia domnului Periclean a mai rămas 2, iar la convocarea ședinței de comisie, domnul Bădescu nu a fost prezent, cum nu este nici astăzi prezent în ședință și nu putem să emitem un punct de vedere. Mulțumesc, aceeași situație, plenul va decide. Comisia 4? Comisia 4, au fost prezenți din 3, prezenți 2 membri. Microfonul. Comisia 4 s-a putut întruni, deși n-a fost prezent reprezentantul PSD-ului, deci aviz favorabil. Mulțumesc. Și Comisia 5? Mulțumesc pentru celeritatea ședinței. Aceasta este situația pentru toate punctele de hotărâre, proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi. Comisia 5 are aviz pentru că noi din 5 membri, 4 am fost prezenți. Celelalte comisii nu își vor putea exprima avizul din cauza lipsei de cvorum. Și Comisia 4, da? Deci Comisia 5 și Comisia 4. Vă mulțumesc. Următorul proiect pe ordinea de zi. Supunem la vot, scuzați-mă. Cine este pentru proiectul 6? 10 voturi pentru. Stai. 10 voturi pentru. Mulțumesc. Următorul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre. Dacă îmi permiteți, doamna președinte, pentru că s-a invocat aici legalitatea întrunirii unor comisii și există proiecte de hotărâre care trebuie avizate de Comisia de Urbanism și acolo unde Comisia de Urbanism nu își poate exprima avizul, discuția se referă și la punctul 7 și numai la punctul 7, din motive neimputabile celor prezenți aici, practic proiectul de hotărâre nu mai poate fi supus plenului și ca atare, vă rog să-mi permiteți, proiectul numărul 7, și o să-i dau eu citire cu permisiunea noastră, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea contractului de locație a gestiunii pentru activitatea de producție, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Tulcea, încheiat cu SECE Dalkia România S.A., avizat prin hotărârea de Consiliu Local numărul 5 din 15.02.1995. Dați-mi voie să-l retrag. Domnul primar, dacă îmi permiteți. Acest proiect, nu știu cum a ajuns la Comisia 2. Deci, domnul,
consilier, vă rog frumos. Deci, dați-mi voie să le retrag, urmând să fie supus discuției în proxima ședință, iar dacă această retragere va produce efecte în ceea ce înseamnă furnizarea agentului termic de către societatea Dalkia, este bine ca cetățenii municipiului să știe din vina cui se întâmplă acest lucru. Evident, din vina exclusivă a consiliilor PSD, care nu sunt prezenți în sală, iar eu am să vă rog să-mi permiteți la sfârșitul ordinii de zi să fac câteva referiri la ceea ce se întâmplă astăzi pentru corecta și completa informare a cetățenilor municipiului Tulcea. Deci proiectul numărul 7 se retrage de pe ordinea de zi. Doamna președinte, vă rog în continuare. Da, domnule primar, mulțumesc. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind înlocuirea anexei numărul 1.1 la hotărârea Consiliului Local Tulcea numărul 112 din 25.09.2008, prin care s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local municipiul Tulcea și aprobarea actului adițional numărul 4/2014 la contract. Sunt sesizate comisiile 1, 3 și 5, având în vedere situația comisiei 1 și comisiei 3. Vă rog avizul comisia 5. Mulțumesc. Supunem la vot. 10 voturi pentru. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2014-2015. Sunt sesizate în fond comisiile 1, 4 și 5. Având în vedere situația comisiei 1, voi lua avizul comisiei 4. Comisia 4 a observat situație, aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia 5. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Avem unanimitate. Mulțumesc. Ordinea 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, realizare platformă betonată și magazin pentru depozitare mărfuri, strada Inginer Dumitru Ivanov numărul 10, Intravilan Tulcea și a regulamentului local de urbanism aferent. Doamna președinte, dacă îmi permiteți, din aceleași motive invocate și la punctul numărul 7, Comisia de Urbanism, neputându-se întruni și nu din vina celor prezenți astăzi la ședință, ci din vina consiliilor PSD, asta ca să știe și beneficiarul acestui plan urbanistic zonal, sunt pus în obligația să, în situația să retragă acest plan urbanistic zonal, neavând avizul Comisiei de Specialitate, care este obligatoriu, urmând ca să reluăm acest plan urbanistic zonal într-o ședință ulterioară. Mulțumesc. Și eu mulțumesc, doamne primar. Vom trece la ordinea 11, pe ordinea de zi. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru locuințele construite din fondurile statului, aprobate spre vânzare în baza HCL numărul 102 din 18.06.2014. Sunt sesizate în fond comisiile 1 și 5. Având în vedere situația comisiei 1, voi solicita avizul comisiei 5. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Avem unanimitate. Cu 10 voturi pentru aprobat. 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local Tulcea a imobilului situat în Tulcea, strada Păcii, numărul 83. Sunt sesizate în fond comisiile 1 și 5. Solicit avizul comisiei 5. Cer scuze că vă întrerup, având în vedere că este un proiect cu două treimi. Domnul primar? Sigur că da. Deci, fiind un proiect care cuprinde chestiuni legate de patrimoniu, da, și implică prezența a două treimi din consilieri, consilieri care nu sunt prezenți, dați-mi voie să retrag acest proiect de hotărâre, pentru care ne zbatem de vreo 4 ani de zile și am ajuns în situația să fim aproape de a obține această clădire, da, care este extrem de necesară primăriei, pentru că există un protocol între Ministerul Justiției și Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea în calitate de proprietar al terenului. Protocolul precizează foarte clar
în condițiile în care tribunalul își va schimba locația, clădirea revine în proprietatea Consiliului Local, dar pentru asta, evident că trebuie promovată o hotărâre de Consiliul Local. Ni s-a cerut o altă formulare, iarăși nu este vina noastră, era ultima formulare a unui proiect de hotărâre pe care am vrut să-l supunem astăzi Consiliul Local. Și iată, din spiritul de frondă pe care îl fac consilierii PSD, că de la ceilalți n-am pretenții, este foarte posibil să pierdem această clădire care, în mod legal, firesc, normal, a trebuit să revină primăriei. Nefiind 14 consilieri prezenți, nu putem promova acest proiect de hotărâre, așa că dați-mi voie să-l retrag. Următorul proiect pe ordinea de zi, proiect 13, proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării regulamentului de funcționare a sistemului privind controlul, limitarea și taxarea staționărilor în municipiul Tulcea în perioada sezonului rece pentru locurile de staționare de pe strada Lac-Ciuperca, polivalentă Biblioteca Județeană și strada Inginer Dumitru Ivanov, aferente zonei tarifare 2. Sunt sesizate în fond comisiile 1 și 5, având în vedere situația specială a Comisiei 1, solicit avizul Comisiei 5. Mulțumesc. Supun atenției, supun proiectul de hotărâre spre aprobare, unanimitate. Cu 10 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat. 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art 8 din regulamentul privind exploatarea și întreținerea patinoarului artificial situat în Tulcea, strada Isaccei, zona Parc Lac Ciuperca, anfiteatru. Sunt sesizate în fond comisiile 1 și 5. Comisia 1, vă rog avizul. Propunem în plen. Comisia 5. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Unanimitate. Mulțumesc. Ordinea 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului Tulcea. Sunt sesizate în fond Comisia 1 și 5. Solicit avizul Comisiei 5, având în vedere balotajul Comisiei 1. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Unanimitate. Mulțumesc. Ordinea 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Tulcea pentru anul 2015. Sunt sesizate în fond comisiile 1 și 5. Vă rog avizul Comisia 5. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Unanimitate. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului de reprezentare juridică a SECE Energoterme SA Tulcea, sesizate în fond comisiile 1 și 5, având în vedere balotajul comisiei 5, comisiei 1 urmează să solicit avizul comisiei 5. Comisia 5. O să spun eu că avizul este favorabil. Mulțumesc. Supun aprobării proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Unanimitate. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea prin concesiune numărul 20.097 din 30.06.2005, prevăzut în anexa numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 144 din 26.05.2005 prin act adițional. Sunt sesizate în fond comisiile 1, 3 și 5, având în vedere situația de balotaj a Comisiei 1 și a Comisiei 3, solicit avizul Comisiei 5. Mulțumesc. Supun votului plenului proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor pentru energia termică pe bază de gaze naturale
și distribuită de SECE Energoterm S.A. Tulcea. Sunt sesizate în fond comisiile 1 și 5, având în vedere situația comisiei 1, cu prezența a doar 2 membri, urmează să solicit avizul comisiei 5. Mulțumesc, supun atenției plenului aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost inițiat. Unanimitate, mulțumesc. Și eu mulțumesc. Ordinea 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Tulcea în perioada 2014-2020. Sunt sesizate în fond comisiile 1 și 5. Vă rog avizul comisiei 5. Doamna președinte, aici aș vrea să subliniez importanța deosebită a acestui proiect. Cu toate că Comisia Economică nu s-a putut întruni în cuvormul normal al Comisiei. Aquaservul are de încasat aproape 1,8 milioane de euro, în care Comisia Economică, avizul, trebuia să-l dea din patriotism local. Neprezentarea celor doi membri în comisie dă un iz că nu se vrea încasarea acestor bani, în condițiile în care acest operator vital pentru locuitorii municipiului și nu numai pentru municipiu, ci pentru toată regiunea, zona Tulcea, unde este operator zonal, are de încasat niște bani. Și simplu fapt că nu se prezintă înseamnă că sunt împotriva acestui proiect. E foarte ciudat. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, domnule consilier, pertinente observațiile dumneavoastră. Voi supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Comisia 5, avizul. L-a exprimat. Unanimitate pentru proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat. Mulțumesc. Proiectul a fost aprobat. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare în sectorul de apă și apă uzată din județul Tulcea, aferentă perioadei 2014-2020, finanțată prin programul operațional sectorial mediu. La fel, sesizarea este pentru comisiile 1 și 5. Comisia 1, nefiind întrunită, urmează să solicit avizul comisiei 5. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost inițiat. Unanimitate. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Și ultimul proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Proiectul numărul... Nu. S-a terminat. Bun. Mulțumesc. Acum, cu toate că nu îmi este în fire să critic oameni care nu sunt prezenți aici, dar am să o fac, în primul rând, în spirit de solidaritate cu cei 10 consilieri care au înțeles să fie astăzi aici și care, din punctul nostru de vedere, Consiliul Local este legal constituit, o fac în primul rând, în al doilea rând, în respect față de adevăr, da? Și pentru corecta informare a cetățenilor municipiului Tulcea, pentru că cetățenii municipiului Tulcea care au votat niște consilieri să vină să-i reprezinte aici pentru buna gestionare a comunității, trebuie să știe exact ce se întâmplă. Bun, constatăm că, și aici îmi pare rău că va trebui să leg comportamentul colegilor de la PSD și de rezultatul alegerilor prezidențiale, pentru că în urma ceea ce s-a întâmplat, regretabil, imatur și de neînțeles, PSD-ul dă dovadă de atâta supărare, de atâta frustrare, de atâta ură și de atâta venin, neînțelegând ce se întâmplă și în loc să-și facă o analiză a comportamentului în campanie și a modului cum a guvernat în ultimii 3 ani, constat, iarăși cu regret, că PSD-ul este în stare să facă gesturi total necugetate și care le sunt total în dezavantaj. Numai dacă ne uităm în ultima perioadă pe platformele online, o să vedeți activiștii PSD și oameni de marca PSD-ului înjurând
în stânga și în dreapta, concetățenii noștri din diaspora, înjurând studenții, înjurând intelectualii, înjurând pe toată lumea care a înțeles să-l voteze pe Klaus Iohannis. Ei, ăsta este un gest care descalifică total acest partid și îl aruncă într-o situație chiar mai penibilă decât este. Acum înțeleg că consilierii municipali PSD au organizat ei o conferință de presă spunând că motivul pentru care nu o să fie prezenți astăzi în ședință este faptul că primarul Hogea face un atac constituțional la dreptul nu știu cărui om ca să fie ales și confirmat. Eu am spus că măcar din bun simț și din respect față de cetățenii din diaspora, fiind prima apariție a PSD-ului în media publică, mă gândeam că poate o să facă referire și la atacul constituțional al guvernului Ponta vis-a-vis de imposibilitatea românilor din diaspora de a vota. Era măcar un minim gest de respect și de penitență față de mizeria pe care a produs-o acest guvern. Nu, ei au înțeles să atace primarul Hogea și primăria pe un motiv pe care, din păcate, ei trebuie să și-l asume. Pentru că în viață, îmi pare rău, am plătit și eu și prostia și domnia să plătesc. Deci ce spune PSD-ul? Că primarul Hogea nu vrea să valideze mandatul consilierului Mircea Teodorescu. Păi, stimați colegi și stimați cetățeni, în condițiile în care PSD-ul putea să ceară acest lucru în interiorul ordonanței 55/2014, ordonanța despre care nu vreau să mai spun că este cea mai mare mizerie politică și cel mai profund atac la democrație și este o ordonanță specifică statelor bananiere, da? Nu a unui stat și a unui guvern care se vrea în Europa, deci este celebra ordonanță cu migrația aleșilor locali, primari, consilieri și așa mai departe. Da? Deci în loc să profite de ceea ce această ordonanță, repet, care nu mai discutăm, le acorda posibilitatea să intre cu validarea mandatului domnului doctor doar invocând această ordonanță, ei n-au făcut-o. Chestiune pe care n-a înțeles-o nimeni și nu poate fi pusă decât în zona prostiei, e clar. Deci aveau cadrul legal la îndemână și au făcut expunerea de motive și proiectul de hotărâre netrecând exact această ordonanță care le era favorabilă. Și la vremea respectivă li s-a spus și comisia de validare li s-a spus. Acum, dânsii ce vor? Ca comisia de validare să răspundă penal și să ia o decizie ilegală și noi să dansăm cu legea pentru că așa vrea PSD-ul? Ei nu se poate. Nu? Deci acesta este motivul pentru care doctorul Mircea Teodorescu n-a fost validat, pentru că proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul pe care l-au făcut cei 7 onori consilieri PSD, nu supervizați de juristul Lavinia Wiesauer, n-au reușit să facă un document credibil și pe lege. Despre ce discutăm? Nu că primarul Hogea sau comisia de validare nu vrea. E, după ce a trecut acest efect al ordonanței, evident că se revine la vechiul text legal, da? În care validarea unui consilier se poate face, fiind vorba de o alianță politică, în condițiile în care materialul de astăzi trebuia să aibă semnătura celor trei copreședinți, PSD, PNL și PC. Păi neavând aceste trei semnături, comisia de validare legală întruită, ce trebuie să facă? Să încalce legea? Deci motivul invocat este fals, da, e clar, și motivul adevărat este în primul rând această stare de supărare extremă a PSD-ului, pe care trebuie să o remarc cu limbaj neauș de la țară, PSD-ul e supărat pe români ca văcarul pe sat acum. Asta face PSD-ul, neînțelegând ce se întâmplă cu ei. Și în spirit de frondă, neavând de altfel nici garanția prezenței cel puțin a doi consilieri PSD care lipsesc, și ca să găsească un motiv în mintea lor, crezând plauzibil, au zis, domnule, nu putem să venim, că nu suntem toți, dar o să invocăm chestia asta că primarul face atac la democrație și la constituționalitate. Fals, nu este adevărat și acest lucru s-a probat și se poate proba e clar cu documente. E, din păcate, atitudinea consilierilor PSD, eu sper să nu aibă girul președintului PSD și în continuare
cred în înțelepciunea președintului PSD, pentru că consilierii PSD sunt atât de irresponsabili în declarații, încât au spus, nu domnule, dacă nu ni se acordă satisfacție într-un cadru ilegal și dacă nu negociază cineva cu noi, noi suntem dispuși să facem alegeri anticipate. Păi este un gest sinucigaș al PSD-ului în actuala conjunctură. Dacă PSD-ul vrea să provoace alegeri anticipate, în primul rând că va trebui să-și asume întreaga nebunie creată de acest lucru, banii, fondurile, deranjul, explicatul cetățenilor de ce fac acest lucru, da? Și le garanteze că mai mult de 2 consilieri nu iau în actuala conjunctură. Dacă asta vrea PSD-ul, asta să se întâmple. Dar își vor asuma întreaga nebunie provocată și tot ceea ce va crea în comunitate, voi avea eu grijă personal cu toți colegii mei să afle fiecare cetățean al municipiului Tulcea. Le garantez acest lucru. Și le mai garantez încă o dată că mai mult de 2 consilieri nu iau. Așa că dacă vor să provoace alegeri anticipate, încă o dată, așa să fie. Da? Și dacă cine vrea să negocieze cu mine, cu toată plăcerea, de eu nu negociez cu consilierii municipali. Ce să negociez? Să-i rog să vină, să fie prezenți în plenul Consiliului Local pentru ceea sau pentru ce au trimis cetățenii ca să reprezinte comunitatea? E asta să-i rog eu să negociez? Dacă cineva vrea să negocieze cu mine, eu sunt de acord să negociez, dar la nivelul unui președinte de partid, nu cu consilierii municipali, cu tot respectul pentru ei. N-am ce să negociez cu consilierii municipali și mai ales într-o asemenea gen de atitudine. Pentru că PSD-ul face, ca să citez un clasic în viață, o aroganță politică acum, uitând că de fapt ei au fost trimiși în Consiliul Local ca să voteze și să sprijine inițiativele primarului și nu numai, care sunt benefice comunității. Deci, cetățenii municipiului Tulcea care au votat consilierii PSD i-au trimis aici să gestioneze, da, și să gospodărească o comunitate. Nu să facem aroganțe politice. Este total de neînțeles această reacție a colegilor de la PSD. Bun. Acum eu vreau să mai constat o chestiune. Într-o ediție online a unui ziar, unde este un ziarist, nu știu cum îl cheamă, dacă mă ajută cineva. Doghi, e numele de scenă? Cristian Dogaru, să înțeleg, da. Care este un oficios al prefecturii. Deja prin intermediul acestui ziar, prefectura s-a antepronunțat, da, și a spus că prefectul va ataca în contencios tot ce înseamnă această ședință, considerând-o nelegală. Până acum, dacă prefectura a ajuns să fie reprezentată de Doghi, nu e rău, dar să o știm și noi. Dacă asta este strategia pe care domnul prefect și-o asumă. Acum, eu vreau să-i atrag atenția extrem de respectuos domnului prefect. Știm toată lumea, de fapt, că el este captiv unor ordine politice din zona PSD-ului. Pentru că știți foarte bine, varianta asta a prefecților independenți, politici și reprezentanța ai guvernului, e o aiureală pe care și noi ne-am asumat la vremea respectivă. Să fim clar, conciși, și pentru cetățenii municipiului Tulcea să știm foarte clar, prefecții sunt numiți politic. Iar Bădiță, Marin, ascultă din niște ordine politice și nu realizează că este folosit, din păcate, în această situație. Pentru că a doua oară îi atrag atenția cu respect domnului Bădiță că nu există nicio relație de subordonare între prefectură și primăria municipiului Tulcea. Dacă vrea colaborare, am toată deschiderea. Dar dacă intră în aceeași ecuație în care a intrat și Lucian Simion, când a atacat 10 hotărâri de Consiliu Local în instanță și a pierdut 9, n-are decât să o facă, dar a treia oară îi atrag atenția respectos că vom face și plângere penală pentru abuz în serviciu. Pentru că aici discutăm despre interesele comunității și nu despre, încă o dată, aroganțe politice. Deci noi nu ne jucăm cu votul cetățenilor care ne-au trimis aici să reprezentăm comunitatea. Nu să ne acoperăm și să ne justificăm și să ne motivăm frustrările politice. Acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit domnului prefect și totodată vreau să-l transmit, pentru că în continuare
Opinia noastră, susținută de lege, este clar că această ședință este legal constituită. Dacă domnul prefect va dori să o atace pe contencios, ceea ce legea îi conferă și are acest atribut, și evident, atacat în contencios aceste proiecte de hotărâre se suspendă, dar vreau să-l informez pe domnul prefect, da, la ce se expune în relația cu opinia publică și cu cetățenii municipiului Tulcea. Și dacă este dispus să o facă și să și răspundă în fața legii, din cauza unor ordine politice, este treaba domniei sale. Da? Deci am supus astăzi proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de organizare a activității de prevenire și combatere a înzăpezirii. Dacă domnul prefect îl va ataca, voi avea grijă ca toți cetățenii municipiului Tulcea să afle din ce cauză nu putem să facem dezăpezirea în municipiu. Da? PSD și prefectul Bădiță. Cu Dalchi am spus foarte clar. Aici noi l-am retras, iarăși nu din motive imputabile nouă, și am și spus de cine va răspunde dacă efectele în funcționarea societății Dalchi se vor resimți și privind furnizarea agentului termic. Proiectul de hotărâre prin care s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public în municipiul Tulcea, da? Este directorul societății de transport public. Dacă domnul prefect va avea proasta inspirație să atace pe contencios acest proiect de hotărâre, va trebui să și explice cetățenilor municipiului Tulcea, pentru că eu voi avea grijă să le explic tuturor din ce cauză pune în pericol funcționarea acestei societăți. Da? Aroganțe politice. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul necesar acordat elevilor din învățământul preuniversitar. Păi dacă domnul prefect atacă pe contencios acest proiect de hotărâre, este bine ca elevii din municipiul Tulcea, părinții din municipiul Tulcea, cadrele didactice din municipiul Tulcea să știe din ce cauză acest copii nu vor primi burse. Prefectul PSD, Marin Bădiță și Partidul Social Democrat. Da? Proiectul 10 am spus foarte clar că l-am retras din motive neimputabile nouă. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare pentru locuințele construite din fondurile statului, pe care foarte mulți beneficiari le așteaptă de foarte multă vreme. Îi anunț pe această cale, pe acest beneficiar, că dacă prefectura atacă acest proiect de hotărâre, vom fi în imposibilitatea să putem să le acordăm acest drept legal pe care îl așteaptă de foarte mult timp. Marin Bădiță și PSD. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Tribunalului Tulcea, am spus foarte clar. De ani de zile ne zbatem ca să luăm acest imobil. Nefiind prezenți consilieri, probabil o să-l pierdem, dacă nu vor reveni la sentimente mai bune. Eu nu negociez, stimați tulceni, nu negociez asemenea gen de comportamente. Eu nu negociez cu consilierii să-i rog să vină să se prezinte pentru ceea ce i-au mandatat și au votat cetățenii, să fim clari. Proiect de hotărâre privind suspendarea aplicării regulamentului de funcționare a sistemului privind control, limitarea și taxarea staționării în municipiul Tulcea. Păi, cetățenii municipiului Tulcea trebuie să știe că vor trebui să plătească în continuare la parcometre, da? Dacă prefectul atacă acest proiect de hotărâre, va trebui să plătească cetățenii municipiului Tulcea și să știe de ce să plătească. Pentru că acest proiect de hotărâre prin care noi eliminăm taxa, dacă va fi atacat de prefectură, cetățenii trebuie să plătească. Da? Dacă domnul prefect va avea proasta inspirație să atace. Ăsta este efectul. Ca să fim foarte clar ceea ce se întâmplă. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea articolului 8 din regulamentul privind exploatarea și întreținerea patinoarului artificial. Păi, cetățenii municipiului Tulcea deja de 2 luni mă întreabă când o să dăm drumul la patinoar. O să le spun, nu putem să dăm drumul la patinoar, pentru că, contrar faptului că acest proiect de hotărâre astăzi este votat legal, cu un plen constituit legal, domnul prefect a avut proasta inspirație să-l atace. Așa că așteptați în martie, când probabil PSD-ul și prefectul o să-și revină din această supărare. Acesta este mesajul meu pentru cetățenii municipiului Tulcea. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public. În sfârșit, am reușit ca în înțelegere cu toți cei care intervin pe trama stradală să supunem aprobării Consiliului Local un proiect pentru a putea urmări mult mai bine ceea ce se întâmplă. Dacă prefectura îl va ataca, efectele și le asumă.
o mai spun de funcțiile publice din aparatul de specialitate al primarului, că s-ar putea să fie considerat că e o chestiune personală și trec peste ea. Personală ca și reprezentant al instituției, nu ca cetățean Hoxha Constantin. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului de reprezentare juridică a SC Nergoter. Păi domnul Pancencu este aici, este membru de vază al PSD-ului, domnul Pancencu, da? Și a trebuit să le mulțumesc colegilor noastre, dacă veți fi pus în situația de a vă asuma personal niște debite pe care instanța vi le poate totul acorda ca și câștig de cauză, pentru că dacă prefectul dumneavoastră va ataca acest proiect de hotărâre, o să explicați noastră de mână cu prefectul și cu PSD-ul de ce Energoterm o să fie în această situație, domnul Pancencu. Măcar într-un spirit de solidaritate, colegii noastre de partid trebuie să fie aici alături de noastre și de interesele societății Energoterm. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică. Iarăși, deci știm foarte bine în ce situație suntem cu furnizarea energiei termice și dacă prefectura va considera că trebuie să atace acest proiect, va trebui să-și asume și rezultatele, da, obstrucționării sistemului de furnizare a agentului termic în municipiul Tulcea. Și vă trimite pe tot la prefectură să le explice prefectul PSD Marin Bădiță și consiliere PSD de ce este atacat acest proiect de hotărâre. Legat de cele două proiecte ale Aquaservului, da, care în opinia noastră sunt legal aprobate astăzi și dacă prefectura va considera la ordin politic să le atace, da, cum deja înțeleg că se antepronunță, în afară de municipiul Tulcea, vreau să spun că sunt afectate următoarele localități din județul Tulcea, care vor rămâne fără finanțare. Să știe domnul prefect foarte clar la ce se expune. Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina, Văcăreni, Chilia, Smârdan, Greci, Crișan, Caraorman, Maluc, Sarichioi. Deci toate aceste unități care sunt prinse în master planul de finanțare vor rămâne fără finanțare. Dacă PSD-ul și domnul prefect își asumă acest lucru, e bine să o facă și să explice cetățenilor atunci când vor provoca alegeri anticipate, pentru care eu chiar îi rog să facă acest demers. Dacă au asemenea inconștiență și dacă vor să facă gesturi sinucigașe, să le ducă până la capăt. Să vedem care e rezultatul. Deci aceasta este situația de astăzi și este bine ca cetățenii municipiului Tulcea să o știe foarte clar. Aici vreau să mai fac o apreciere, dacă mi-este permisă, personală. Constatăm că viceprimarul Dache Marcel, care evident are și calitatea de consilier, nu este prezent astăzi, el neînțelegând că el este salariat al primăriei, că este parte a acestui colectiv al primăriei, că trebuie să reprezinte instituția, că ia salariul de la primărie, vreo 30 ceva de milioane, ne întrebându-l nimeni dacă exact face sau nu face ceva, între noi fie vorba, da? Amestecând politica cu administrația într-o manieră care este atât de puerilă și de greu de înțeles pentru un om de 150 de kilograme, în care pe mine mă surprinde această atitudine. Deci el este pe statul de plată al primăriei. El este colegul primăriei, el trebuie să fie în afara jocului politic, ca și angajat al primăriei, trebuie să fie prezent aici. Da? Păi, de acum încolo, domnul viceprimar Iordache o să aibă niște sarcini foarte clare trasate din punct de vedere al primarului, pe care va trebui să și le asume și ca prestație și ca prezență. Dacă el nu înțelege că este parte a executivului primăriei. I-am și spus, a trebuit să-i fie jenă, dacă mai îndrăznește să intre în primărie, să se uite în ochii colegilor, da, care lucrează în primărie, iar el nu are minimul respect față de ceea ce înseamnă instituție și față de banii publici pe care îi ia, să fie prezent aici. Asta este de neînțeles pentru mine, dar conform legii voi ști ce să fac și cu domnul viceprimar Iordache. Este clar că lipsa consilierilor PSD de astăzi este practic o lipsă de bărbăție și de asumare, da? Ascunzându-se sub ceea ce înseamnă absența celor doi colegi și au zis că e mai bine să facem noi această aroganță politică, o spun a patra oară și îmi cer scuze. Și concluzia finală este că, din păcate, PSD-ul nu știe nici să câștige, pentru că atunci când a câștigat, a dat dovadă de aroganță, tupeu, grobianism și lipsă de respect, ca să știe cetățenii municipiului Tulcea,
Și din păcate și cu regret o spun, nu știu nici să piardă. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, domnului primar. Declar ședința de Consiliu Local Ordinară, întrunită astăzi, 27.11.2014, închisă. Vă mulțumesc!